Stimați chișinoieni, dacă ați observat, este primul an în ultimii 30 de ani când în Chișinău nu pute arahat pe care ne-am obișnuit să-l mirosim în special în perioada de vară, toamnă. De ce spun acest lucru? Pentru că am fost avertizat, repet, inclusiv de unii foști colaboratori ai SIS-ului, nu o să le dau nume, că s-ar putea să existe în această privință unele bazaconii făcute de colegii noștri de la Autoritatea Centrală. Inclusiv s-a vorbit despre posibilitatea aruncării un sistem de canalizare a unor pastile pentru ca nu cumva în Chișinău să existe un an în care să nu pută